Sunt acuzații grave la Spitalul Județean din Oradea. Familia unui bărbat care a murit în secția de terapie intensivă vrea să dea în judecată unitatea medicală. A trecut o lună și jumătate de la deces, iar oamenii nu știu nici astăzi ce s-a întâmplat cu ruda lor în cele 13 ore de internare de dinaintea morții. Reprezentanții spitalului refuză să le dea dosarul medical, iar motivul este stupefiant. Pacientul nu a semnat un acord, numai că omul nu ar fi avut cum să o facă, pentru că era inconștient când a ajuns pe mâna medicilor. Ion Gdoiu a ajuns la Spitalul Județean Oradea pe 21 august cu hemoragie internă. Aproximativ 6 litri de sânge ajunseseră în stomac. Problemele de sănătate au apărut brusc. Omul a fost internat și operat, numai că în aceeași zi a murit. De mai bine de o lună, familia încearcă să facă rost de raportul medical pentru a vedea ce tratament i s-a administrat în ziua fatidică. Rudele au depus o cerere, dar răspunsul a fost unul șocant. Am primit un răspuns că sigur puteți depune, dar doar persoana poate să vină să ia acel raport, și am spus că nu se poate așa pentru că persoana este decedată. Și atunci mi-au spus că probabil va trebui să vin cu un avocat. Avocatul cu care familia a luat legătura a explicat că un certificat de moștenitor este suficient. Reprezentanții spitalului nu au vrut să audă. Am primit prin poștă răspunsul că nu pot să primesc acest raport pentru că legea prevede ca după deces, chiar dacă o persoană a murit, să nu se fie confidențiale date. Invoc o zonă de GDPR despre care avocații spun că este abuzivă din partea spitalului. Legea protejează drepturile pacientului. Putem da informații dacă pe perioada vieții pacientul a împuternicit o persoană care să primească toate datele medicale sau pe perioada internării, ceea ce în cazul respectiv nu s-a putut datorită gravității cazului. În momentul în care a ajuns la spital, bărbatul era inconștient, așa că nu ar fi avut cum să semneze acordul. Fiica acuză personalul spitalului și de lipsă de empatie. În ziua internării a așteptat vești ore în șir despre tatăl ei bolnav, iar după 4 ore, abia după numeroase insistențe, a aflat că e pe zona de resuscitare la ATI. A fost nevoie de intervenții să afle mai multe detalii. Familia este hotărâtă să dea în judecată conducerea spitalului ca să obțină dosarul medical și să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul în cele 13 ore petrecute în unitatea spitalicească. Ion Gdoiu era un inginer cunoscut în oraș.